În cazul lui Mihai, să știți că pentru mine nu este nicio surpriză. Mă așteptam să aibă o viață de genul, și anume. Uf, să umble cu femei mai în vârstă ca să. Ați văzut, eu mi-am dat seama de treaba asta de când cu prietenia cu Alex, pentru că cumva spuneau că tu mă înțelegi, noi suntem la fel, mai țineți minte încă de la începutul competiției. Cumva el a arătat lucrurile acestea, pentru mine nu este nicio surpriză. Sincer, îmi pare foarte rău pentru Hatice și nu știu cum m-aș simți dacă aș fi în papucii ei, cu siguranță nu foarte bine. Din punctul meu de vedere, cred că suferința și, de fapt, deznădejdea și cam toate sentimentele ciudate sunt în curtea ei în momentul acesta, pentru că, așa cum a spus și doamna Simona, Mihai a șters pe jos cu ea timp de o lună și a făcut-o în tot felul, ținând cont că, să fim serioși, ce viață trăise Mihai, adică care era scopul lui și ce făcea el în viața asta, era bărbatul unei femei de aproape 40 de ani cu care întreținea relații să îi dea bani, despre ce vorbim.